scurt istoric. Deci problema aceasta a apărut încă prin anii 2013, când a intrat în vigoare noua lege a apelor. Conform acestei legi, era interzis inițial utilizarea apelor subterane în irigație. Deci noi am, pe parcursul acestor 3 ani, am primit numeroase demersuri din partea Ministerului Agriculturii, în primul rând, care solicitau permisiunea de a utiliza apele subterane în irigație. Pe parcursul acestor 3 ani, noi am expediat vreo 5 avize, toate negative, privind utilizarea apelor subterane în irigație. La bază au stat mai multe cercetări care au fost făcute în cadrul Academiei de Științe, deci a fost și un program de stat privind managementul resurselor de apă, dar și câteva proiecte internaționale finanțate de pe linia Ministerului Mediului, cum ar fi, de exemplu, protecția mediului în cadrul bazinelor râurilor internaționale. În toate aceste cercetări s-a adeverit că gradul de mineralizare a apelor subterane depășește limita admisibilă, adică acea limită de 1 gram pe litru.